Am observat că toamna copacii își lasă veșmântul așa în semicerc, aproape de rădăcina lor, în culoare, și culorile sunt gălbui, sunt galbene, sunt luminoase, în felul acesta parcă vorbind sau parcă spunându-și m-am iluminat. Există un moment în viață când te iluminezi, încerci să-ți lași veșmântul creației sau al dăruirii sau al faptelor, așa, în raza vieții tale, în raza neamului tău, ca să le spui tuturor, m-am iluminat. Adică m-am dăruit celorlalți, am făcut totul ca să ajung până la această lumină. Expoziția de față are, de fapt, mai multe motive care ne invită și ne fac complici la munca titanică a soților Grișuc, Antonina și Vitalie, și care se numește motive basarabene, pe diferite teme, pe diferite subiecte, începând de la arhitectura urbană, unde sunt incluse o sumedenie de lucrări cu Chișinăul vechi. Le găsesc niște capodopere care imprimă în totalitate nu numai viața de zi cu zi a oamenilor, dar și arhitectura și modul de a trăi, veșmintele, comportamentul, așezarea sau modul de așezare a unei locuințe, a unor ferestre, a unor geamuri, a unor pietre, a arborilor, ceea ce azi mai puțin avem arbori prin oraș. Deci, aici pot să vorbesc că este munca titanică a domnului Vitalie Grișuc, care onorează multe lucrări în acuarelă, o tehnică mai grea, mai deosebită, dar care ne demonstrează un mesaj destul de clar, destul de impunător și concret, după cum vedeți și în aceste lucrări, care sunt cu denumirea Chișinăul vechi. Nu pot să nu vorbesc de Antonina Grișuc, când ne apropiem de flori, iriș, trandafiri sau maci. Mie îmi pare că Dumnezeu, atunci când a creat lumea vegetală, a creat-o tocmai în felul acesta, mustoasă, cu o carnație, cu o pulpă deosebită a petalelor, în felul ăsta, în stilul ăsta de a colora și a expune în culoare florile de Antonina Grișuc. Lucru care am înțeles că e foarte greu ca roșu să-l imprimi, să-l exprimi, să-l redai în pânză, pe pânză. Antonina Grișuc vine în arta contemporană nu doar ca un plastician care se emoționează de lumea din jur, ci vine și ca un observator foarte atent la viața rurală a țării noastre. Găsim astfel niște lucrări cu o tematică inedită, cel puțin așa mi s-a părut mie, bunicuța cu ieduțe, bătrânul cu caprele, băiatul cu calul sau bunica cu vacile, care avem aici, iată, spre exemplu, bunica cu vacile. Deci care vorbesc despre un mod de viață, un mod de viață viu și sănătos și real, care se întâmplă în țara noastră și care face parte din aspectul rural al acestei societăți. Deci în operele lor găsim, practic, nu o lume, dar câteva lumi care ne vorbesc destul de impunător și destul de duios, cu caracter istoric, arhitectural și practic arheologic despre viața noastră. Viața noastră este un motiv frumos care i-a inspirat pe pictorii noștri și care au născut atâtea frumusețe de lucrări pe care încă mai puteți să le vedeți sau le găsiți la atelierele domnilor noștri pictori. Ce pot să zic, ce pot să mai adaug la emoția mea de a admira o pictură, pentru că
găsește aici o îmbinare foarte frumoasă a lumii vegetale, a lumii animale, a lumii vii umane, care se contopește în trăiri și capătă nuanțe deosebite și importanță prin însăși culoarea care o dau pictorii în lucrările respective. În cazul Antoninei Grișuc, pentru că o găsesc cu bunicuțele, ea pur și simplu nu numai a etalat sau a desenat acolo sau a pictat o bunicuță într-o stare, bunicuțele la fântână sau bunicuțele cu ieduți sau bunicuțele cu vacile. Nu e vorba doar de o bunicuță care își face acolo o îndeletnicire, dar e vorba de faptul că satele noastre îmbătrânesc, satele noastre rămân numai cu niște bătrâni și cu copiii acestor sate. O temă socială care o să vedem în alte lucrări, o găsim un pic în partea a doua a expoziției. Vorbeam de aspectul social al motivelor, al temelor tratate de Antonina Grișciuc în lucrările sale, care este redat cu multă și amabilitate, dar și corectitudine vizuală. Pentru că avem, de fapt, două părți sociale, chiar dacă sunt dintr-un aspect rural, motivul de față, motivul copilăriei. Aici vedem nu numai faptul că cineva este într-o stare materială mai bună și cineva este mai sărac, dar vedem și o relație creată de această materialitate, o relație reală, existentă. Motivul copilăriei este foarte bine colorat și expus lucrări pe care nu le-am găsit la alți pictori și mă miră faptul că Antonina Grișuc a avut întotdeauna răbdare să observe niște detalii și niște nuanțe caracteristice copilăriei, ca nevinovăția, ca puritatea, ca curățenia. Copiii în lumea lor, în lumea diafană, a lipsei problemelor și grijilor. Așa cum e frumoasă copilăria, mai ales în locurile noastre de baștină sau în țara noastră. Dragii mei, vă vorbeam de două personalități în domeniul artei plastice contemporane, soții Grișciuc, Antonina și Vitalie Grișciuc, care pe mine personal m-au lăsat pur și simplu ca un pom fără frunze în toamna asta. M-am iluminat. Vreau să vă iluminați și dumneavoastră, pentru că frumusețea lucrărilor lor lasă motive întotdeauna de discuții. Vreau să remarc că această expoziție are și niște autori, niște oameni deosebiți, fenomenali prin arta care o practică și care fac cinste artei noastre plastice contemporane. Este vorba de soții Antonina și Vitalie Grișciuc, care îi avem în fața dumneavoastră și care vreau să fie un pic mai detașați de lumea lor creatoare, să aflăm și noi de la ei niște taine, cum muncesc, cum creează, cum respiră arta plastică sau chiar și viața lor. Niște detalii așa care cred că ar da bine la publicul curios. Pentru început am să mă adresez doamnei Antonina Grișciuc, care aș vrea să mi vorbească despre faptul unde începe Antonina Grișciuc în arta expusă sau în lucrările expuse într-un tablou, sau aceste lucrări sunt pur personale, inspirații pur personale. Și unde începe Vitalie Grișciuc? Se întâmplă să lucrați la o lucrare împreună? Nu știu cum, fiecare lucrează la ceea ce gândește el. Bineînțeles că noi discutăm, comunicăm, încercăm să găsim ceva, vreo idee. De exemplu, cum la ideea acestei expoziții, orașul, satul, ceva motive cu flori, copii. Dar în mare măsură eu lucrez la lucrările mele, sunt ale mele personale, cum și tale sunt ale lui personale. Decât suntem colegi în ceea ce ține arta plastică și încercăm cumva să ne susținem unul pe altul, să avem o colaborare frumoasă și să mă pasă. Numai așa.
Deci am înțeles că pensulele și creioanele nu se încurcă, lucru care ne confirmă și domnul Vitalie Grișuc. Ce ne mai spuneți la această întrebare? Absolut de acord cu Antonina. Deci noi suntem soț și soție în viața de zi cu zi, dar în creație suntem absolut autonomi și desinstigători. Fiecare are creația lui, are gândurile și e firesc așa să fie. Deci, mesajul care îl trimitem acum este un mesaj comun care este dedicat Basarabiei, Moldovei, Plaiului Natal, dar fiecare prin metodele și prin simțirea și viziunea sa personală. Lucrările dumneavoastră, dragă Antonina Grișciuc, până la detalii surprind momentele de istorie rurală, de habitat rural, ce puteți să ne mai spuneți? O faceți intenționat sau cum vă vine inspirația? Deci mergeți cu paleta și cu căutați un subiect, cum se întâmplă acest proces în creație? Bineînțeles că mergem în fața locului, alegem tot felul de locuri din zonă, din centru, din nord, când mai avem rude, mai ne oprim pe o săptămână, două. Toate subiectele sunt luate din viață. Se fac crocheuri, se caut, asta nu înseamnă că, de fapt, lucrarea este gata, executată și deja se poate expune la expoziție. Mergem ca în atelier și începem o colecție nouă cu tematică care este tematica aceasta. Ne-am pregătit mult special motivul de Basarabiei. De ce îmi plac detalii? Nu știu, probabil că totuși în detalii găsesc un farmec. Și farmecul ăsta vreau să-l prezint. În mare măsură, uneori nu sunt cam mulțumită, vreau mai multe să expun, dar asta urmează poate că n-am făcut corect. Doamne ajută, este interesant că dumneavoastră acceptați, într-un fel sau în căutările dumneavoastră, este inclus aspectul rural. La Vitalie Grișciuc găsim un aspect urban. Ce taină? Cum se explica? Așa v-ați ales că într-un fel sau altul hălătuiți sau umblați toată țara, nu văd. În pictura dumneavoastră văd toată țara în viața ei reală. Prin ce taină? Cum se întâmplă? Noi avem lucrări pe motiv rural și pe motiv peisajului vrășănesc, ambii, la fel. Așa a fost să fie, că în expoziția asta sunt mai multe lucrări dedicate orașului vechi sub semnătura mea. De obicei, Antonina nu are mai puține dedicate orașului vechi. Așa s-a întâmplat acum din asta. Asta deja e o taină care am deschis-o. Deci noi lucrăm lucrările, câteodată avem lucrări în multe locale și unele sunt într-un spațiu expuse, altele în altul și nu reușim să le adunăm de toate împreună. De obicei, într-adevăr, noastră aveți o mare dreptate, că spuneți că peisajului vrășănesc. Pentru că lucrările mele dedicate orașului vechi sunt numeroase, multe, și ne ocupăm noi cu asta peste 25 de ani. Colectăm material, avem o arhivă foarte mare, bogată. O mare parte din clădirile Chișinăului vechi, care le avem în arhivă, din păcate, nu mai există. Sau există reconstruite în așa mod că nu le poți vedea sau cunoaște cum arată ziua de astăzi și a fost o idee la ambii, predominant m-am ocupat și mai mult poate eu de asta, ca să oprim orașul vechi în lucrările noastre, să rămână ca o istorie, ca o amintire redată în penițituș, acurel, ulei pe pânză, gravură. Asta a fost o idee care cu timp s-a transformat ca un fel de obsesie. Noi deja cred că am intrat în sânge și probabil că într-o zi vom renunța odată la tema asta, dar poate nu, să vedem. Arta nu o să renunțe. E frumos că m-ați tras pe această filieră a discuției despre artă, în care găsesc că mulți se așează în fața computerului, creează subiecte, teme și nu știu ce acolo, tehnologizat. Ce părere aveți dumneavoastră despre
arta modernă, tehnologizată. Totul depinde la ce nivel este profesionistul. Adică acel artist care ce direcție își alege. Dacă el sau ea a ales ceva ce ține cu tehnologii importante, mă rog, este alegerea lui. Spre asta mergem. Dar în mare sufletul are nevoie și de emoții, ceea ce în abundență găsim în lucrările dumneavoastră, deci ne faceți complici la admirația lumii care o creați. Deoarece ochiul selectează, stilizează. Aparatul sau computerul nu are capacitățile acestea, că este un creier artificial, dar noi îl trecem prin suflet artiștii, tot ce vede, selectează ceea ce îi pare că ar fi bine să fie pe pânză sau hârtie sau ar fi foarte interesant și prin asta atrage spectatorul. Adică este oarecare cred că dialog între spectator și artist. Și, bineînțeles, un moment istoric, dacă, cum este tema aceasta a motivelor sarabene. În perioada asta, așa, am văzut noi anumite momente la țară sau în oraș sau din viața oamenilor sau din viața copiilor. Vreau să adaug o părere personală. Deci, pe noi nu trebuie să ne sperie calculatorul și tehnologiile moderne. Calculatorul este ca o radieră sau ca un creion. Asta este decât un instrument. Nici de cum nu trebuie asta să ne sperie. Asta este un instrument cu care lucrează artistul. Cu timpul s-ar putea să trecem mult mai mult în domeniul calculatoarelor, în domeniul tehnologiilor moderne. Cândva oamenii se speriau așa de tren. Când au văzut trenul, credeau că, Doamne, de avion se speriau. Asta e firesc, e uman. Nu este mai mult decât un mecanism, cum este aparatul de fotografiat, cum este hârtie, cum este culoarea, penelul. Este un mecanism, deci este prelungirea mâinilor noastre. Important este persoana, artistul, creierul uman și modul de gândi. Noi conducem mecanismele, nu ele pe noi. Așa că nu trebuie să ne intrăm deloc în panică. Deloc. Când îl detașați pe Vitalie Grișuc de soțul, care este soțul dumneavoastră, și îl vedeți ca om de artă, un artist sau o inspirație? Păi, căsnicia noastră cu asta a început. Imediat am văzut ceva mai deosebit. Mai pe artistul. Da. Adică am găsit ceva comun împreună la ceea ce gândim și ceea ce vedem. Bineînțeles că atunci nu era experiență atât de bogată, erau numai idei, ceva făceam, ceva încercam și să existăm, nu este așa de simplu, dar și ușor. Pare o expoziție mare, interesantă, dar e muncă enormă, cu cheltuieli, cu retrăiri, dar, mă rog, eu cred că se merită. Vedeți, artistul în sine este o persoană autonomă. Adică, într-un fel sau altul, sunteți fiecare în parte ceva individual și împreună faceți o forță și mai mare. Împreună așa face viața, așa făcut că suntem soți și soție, dar ca atare fiecare lucrează și muncește tema lui separat. Și împreună organizăm expoziții cu o temă comună. Subiectele le găsim foarte simplu. Este țara în care locuim, pe care o iubim, pe care o admirăm și este material pentru zeci, sute de vieți. De a avea noi posibilitatea să facem ce am vrea să facem, dar Dumnezeu să trăim mai mult. Gravura e un gen de artă pentru mine mai complicată, mai aristocrată, care cred că tasează ființa umană sau ființa artistului plastic, anume în punctul ăla, în metoda asta de a lucra asupra lupei sau cu lupa. Lucruri care pentru mine nu sunt cunoscute, dar văd că aici se aplică o tehnică aparte despre care aș vrea să ne vorbiți dumneavoastră și ar fi o informație utilă și pentru spectatorul nostru. Eu asta vă folosesc mai pe scurt, așa, partea tehnologică, pentru că dacă mai serios de povestit, poate o lucrare de curs sau chiar o lucrare
diplomă de aparat sau de susținut în domeniul respectiv. Mare gravura pe care o practic eu, se lucrează felul următor, se ia o placă de cupru. Așa, se, să zicem la lucrarea asta, da, arcul de triumf, da? Se ia o placă de cupru, se șlefuiește până la luciu ca oglinda, deci ea trebuie să aibă un luciu ca oglinda, dumneavoastră să vă uitați în ea, prin diverse metode mecanice, pe urmă se acoperă cu o reșină, așa, pentru a fi protejată de acid. Pe reșina respectivă noi trasăm desenul, zgârâm placa, în locurile unde reșina se dă la o parte, rămâne metalul deschis. Placa respectivă se corodează, se introduce într-o baie de acid azotic sau alți acizi. În locul unde nu există reșina, acidul atacă metalul și primim o adâncitură. În dependență de concentrația acidului și timpul pe care noi supunem corodării placa respectivă, primim linia în adâncime și în lățime. Mai există și posibilitatea de a crea tonalitate. Tonalitatea tot în gravură. Tonalitatea în gravură tot se obține prin, se face o baie în pudră, nu știu, pudră e corect, de, în praf de săcâs. Pudră, săcâs. Săcâs. Pe urmă, săcâsul respectiv se așează pe placa tot de cupru, se pune pe foc deschis, se primește ca un fel de ca un fel de, spunem așa, scoarță care are crăpături în ea. Reliefful ăsta? Nu. Care are crăpături în ea. Iarăși se atacă și se primește pata de culoare, tonalitate. Și cu linia și cu pata noi creăm gravură. Asta mare, așa, în general, luat. Dar sunt diverse metode foarte dificile, foarte complicate și foarte vechi, care se utilizează de sute de mii de ani. Dragii mei, acesta a fost un motiv foarte serios de a mă apropia de pictura, de munca, de lumina acestor oameni care ne reprezintă în diferite țări, în diferite situații, creând astfel niște relații și diplomatice, și culturale, și reale, și omenești, între noi și cealaltă lume existentă pe fața Pământului. Nu uitați că acești oameni, oricând au sufletul deschis către dumneavoastră și lucrările lor, întotdeauna vor bucura inima, ochiul, și vă vor ilumina ca acel pom care își lasă la poale, la rădăcină, lumina lui, veșmântul lui. Vă mulțumesc din suflet că ați avut dragoste de noi, de acești doi, care se numesc Vitalie și Antonina Griciu. Și noi vă mulțumesc!